Am revenit la Fotbal Loc și iată, CFR-ul câștigă în deplasare la Voluntari, urcă pe locul 2, este la 3 puncte de Bergodi, Dan Petrescu, și rămâne CFR singura echipă neînvinsă în Liga 1. E și o victorie obținută practic cu echipa a doua de CFR, care a avut doar 3 fotbaliști care au evoluat și la Sofia în Europa League în primul 11 de astăzi. Cătălin Berindea cu mine, salut Cătă! Salut! Te așteptai la o astfel de victorie a CFR-ului? Victorie, să spunem, chiar dacă e cu 1-0, care, nu știu, a fost fără emoții, n-a fost pusă la îndoială vreodată. Păi atât timp cât echipa din Voluntari n-a șutat nici măcar o dată pe spațiul porții și a șutat o singură dată spre poartă, nici nu era greu ca să fie pusă sub semnul întrebării. Din păcate, cum se întâmplă în general în fotbal, când te mulțumești cu puțin, rămâi cu tolba goală. Că, practic, Mihai Teja în seara asta a mers pe o remiză, pe un rezultat de egalitate și până la urmă nu l-a obținut nici acela, deși nici CFR-ul nu a excelat, însă a pus presiune în repriza a doua, mai ales asupra careului celor de la Voluntari, a presat și în condițiile în care jucătorii folosiți în această seară puțin au dat satisfacție. La CFR, Kipciu mi se pare că a fost cel mai slab, adică la majoritatea mingilor a fost capăt de linie, cum se spune. Un fel de Ion Gheorghe al Voluntarului, că și Voluntariul l-a avut pe Ion Gheorghe cam bine, în aceeași situație. Hai că Voluntariul a avut mai mult Kipciu, da. Să vedem imediat și ce cifre a avut Voluntariul. Ne întoarcem, vorbește omul meciului, până la urmă, cel care a marcat Itu. Salut și felicitări omul meciului și autogolul golului victoriei. Bună seara, mulțumim frumos pentru felicitări. Da, din fericire am reușit să marchez. Este onoare pentru mine să marchez la echipa campioană și la cea mai bună echipă în România. Mă bucur că am reușit și îmi doresc la cât mai multe. Cum a fost acolo faza golului? A urmărit mingea, se putea da și penalti, cred, nu? Dacă nu reușeai tu să înscrii. Sincer, nu am fost atent la ce s-a întâmplat în faza în care era Voituș implicat, dar am anticipat foarte bine mingea și din fericire a ajuns la mine și am reușit să înscriu. Primul tău gol, nu? În acest sezon. Da, dar nu și ultimul. Sper că nu ultimul, bineînțeles. Cum a fost meciul de astăzi? Voi sunteți într-un ritm din acesta nebun, jucați din 3 în 3 zile, schimbați echipa, se resimte acest lucru? Da, se resimte destul de puternic, deoarece nu e ușor să joci din 3 în 3 zile. E greu să joci și în Europa și să ai aceiași jucători și în campionat. Totuși, după cum ați observat, media de vârstă este puțin înaintată la noi în echipă și jucătorii au nevoie de refacere. Pentru a fi foarte, foarte bine pregătiți pentru meciul din Europa, trebuie să se refacă și, din păcate, Mister a trebuit să schimbe o mare parte din echipă. Dar și o parte bună, nu? Aici, cel puțin pentru jucătorii tineri ca tine, mai multe oportunități de a juca, de a se remarca. Da, da, e o oportunitate și pentru mine și pentru toți jucătorii tineri, deoarece avem șansa să creștem. Cum a fost fără Dan Petrescu pe bancă? Presiunea e mai mică sau presiunea rămâne aceeași? Presiunea rămâne aceeași, deoarece știm că Mister e acolo și mereu își dorește ca noi să fim foarte, foarte buni și să câștigăm meci de meci. V-ați apropiat acum la 3 puncte de locul întâi. Da, ne-am apropiat, ne bucurăm că ne-am apropiat de locul întâi. Sperăm în continuare să ținem pasul cu echipa fruntașă și sperăm să ajungem din nou acolo pe locul întâi, unde ne este locul. Următorul meci acasă în Europa League cu Young Boys, v-ați făcut calculele, ar fi bune, nu? 6 puncte înainte de meciurile cu Roma. Da, vă dați seama, ar fi excelent să avem 6 puncte înainte de meciul cu Roma. Sperăm să reușim această performanță, să câștigăm și meciul următor din Europa și, de ce nu, și în continuare, dacă se poate, toate meciurile. Mulțumesc și felicitări încă o dată. Mulțumesc și eu. Itu, care este un beneficiar al regulii, nu? Under 21, eu cred că Itu ar fi jucat la CFR fără regula asta. Sigur, dar a crescut mult faptul că a fost folosit meci de meci la ajutat, corect. Însă, apropo de regula Under 21, iată, Denis Ciubotariu folosit în această seară, în locul lui Costache, care era folosit de obicei. Da. Și
Dacă ar fi să dau și omul meciului, l-aș da pe Sestor. Mi s-a părut că a fost, atât timp cât a jucat până s-a accidentat, a fost cel mai activ, cel mai implicat în joc. Mi-a plăcut foarte mult Sestor, deși folosit pe un post care nu este a lui. Da. Însă, iată că are și lucruri bune această regulă Under 21, dar cu un jucător, cu doi. Să vedem dacă vom vorbi vreodată despre al doilea jucător Under 21 la vreo echipă ca fiind un plus. Itu este un plus, Itu este un jucător care a avut o ascensiune remarcabilă, sigur, evidentă, sigur. La CFR. El cred că acum ar putea să joace și fără regulă, nu? Fără regulă Under 21. Sigur, sigur. Și ciudată întrebarea, na, jucați din 3 în 3 zile, pare un clișeu așa întrebarea asta. Ei, nu joacă cine joacă, doar Deac, Bălgrădean și cu Burcă joacă din 3 în 3 zile. Da. Că restul joacă din 7 în 7, restul sunt ok. Itu e liniștit, el n-are treabă în Europa, de da. Exemplu. Deci iată CFR, CFR 2, putem spune, nu? CFR, da, CFR 2, 2 câștigă astăzi la Voluntari și... fără aici, emoții. Și fără emoții. Fără emoții, exact. Voluntar n-are niciun șut pe spațiul porții, are un singur șut spre poartă și iată cât de important e lotul ăsta la CFR. CFR 2, mie mi s-a părut că astăzi CFR 2 a jucat mai bine decât Craiova 1, pe care am văzut-o. Da, și să nu uităm, Voluntariul a învins pe acest stadion pe FCSB 1. Deci, exact. CFR 2, iată, reușește să câștige acolo unde FCSB 1 n-a reușit să facă. Incredibil, asta e. De asta se diferențiază CFR față de alte echipe din Liga 1, prin valoarea asta a lotului și multiple opțiuni pe care le are. Sigur, dacă e forțată comparația, dar la un moment dat Mourinho era întrebat cine va lua titlul în Premier League sezonul trecut și a spus sunt trei favorite, Liverpool, Manchester City și Manchester City 2, a spus el. E cam așa cred că e și în România când vine vorba de CFR. Păun, îl ascultăm. Salut, Adi, cum a fost seara aceasta? Bună seara. Da, a fost un meci foarte greu. Știam că vom întâlni o echipă puternică, bine organizată. Îl cunoaștem foarte bine pe antrenorul lor, pe domnul Mihai Teja. Știam că vor încerca să paseze mult, să combine. Dar cred că a doua repriză a fost în totalitatea noastră. Am controlat-o și într-un final a venit și golul. Am scris Itu. Am înțeles că ați avut o discuție înainte de meci și ai spus că va marca? Da, dimineață am avut un antrenament, cum facem mereu înainte de joc, cu faze fixe. Și nu i-au ieșit câteva execuții și am spus să nu fie supărat că va marca când e important, adică astă seară. Și se pare că am avut dreptate, mă bucur pentru el, e un băiat serios și merită toate laudele. Sestor e ok? Nu cunosc situația lui, am intrat imediat după ce s-a accidentat și chiar nu cunosc situația lui. Sper să fie bine pentru că avem nevoie de el în continuare. V-ați aprofitat acum la 3 puncte de Craiova, de locul întâi. Vă gândeați la acest lucru? A fost o motivație suplimentară pentru voi înainte de meci? Da, cu siguranță a fost o motivație suplimentară. Am văzut meciul celor de Craiova, m-am rămas puțin surprins, însă în acest campionat oricine poate să câștige cu oricine și s-a dovedit lucrul acesta meciul de la Craiova. Și ne bucurăm că ne-am apropiat de ei la 3 puncte și trebuie să câștigăm în continuare meciuri, să stăm acolo sus unde ne este loc, chiar dacă este greu după meciurile din Europa. Cum sunteți? Cum faceți față la acest ritm? Meciuri în 3 în 3 zile, deplasări, pavioane, hoteluri? Da, avem noroc că avem un lot valoros și suntem chiar mulți jucători în lot. Și în această seară, doi titulari din meciul cu CSKA au jucat. Deci s-a schimbat aproape toată echipa. Cu sportarul, 3. Da, 3 cu mulțumesc. Da, l-am uitat pe Fufi. Și, cum spuneam, chiar dacă se schimbă echipa, jucătorii care intră pe teren știu ce au de făcut. Și știm deja de anul trecut ce ne așteaptă. Chiar dacă este greu, cum v-am spus, după meciurile din Europa în campionat, încercăm să ne motivăm la fel de bine și până acum cred că ne-a ieșit. Unul dintre acești 3 jucători care a jucat și la Sofia și astăzi a fost Ciprian Deac. Vreau să te întreb, cum ți s-a părut discursul lui după meciul de la Sofia? Voi ați câștigat, ați pornit cu dreptul în Europa, iar el, capitanul echipei, a vrut să dea un exemplu spunând că nu e mulțumit de nivelul lui de joc personal. E un, nu știu, un motiv suplimentar pentru voi să trageți și mai tare când vedeți că
cel care este capitanul vostru are un asemenea discurs? Cred că asta este cheia succesului, pentru că nu ne mulțumim cu puțin niciodată și mai ales jucătorii experimentați știu să-și facă autocritica și noi cei tineri cu siguranță avem de învățat de la ei și încercăm să dăm totul la rătul de ei și în antrenamente și în meciuri. Trebuie să rămânem uniți meci de meci, pentru că doar așa putem să câștigăm meciurile. Dar v-a surprins când l-ați auzit sau genul acesta de discuții voi le aveți tot timpul la echipă? Nu, le avem în vestiar genul acesta de discuții, știm ce fel de jucători sunt, mai ales Ciprian, care este un exemplu pentru toată lumea, la cum se antrenează, la cum joacă la vârsta pe care o are și merită toate laudele din partea tuturor. Cum va fi cu Young Boys joi? Din nou, ne așteaptă un meci extrem de greu. În Europa este cu totul altceva. Sper să ne motivăm la fel de bine cum am făcut-o în ultimele meciuri. Și se poate întâmpla orice, dar sper să luăm punct sau puncte. Da, sper să câștigăm sau să luăm punct, pentru că în Europa orice punct contează. Mulțumesc! Vă mulțumesc și o seară bună! Iată că Păun a urcat în ierarhie, el deja e la echipa de Europa. Da, față de anul trecut. Anul trecut era la echipa de campionat. Da, era capitanul echipei de campionat, să ne aducem aminte. Aș mai remarca faptul că CFR-ul reușește, iată, după un meci în Europa, să câștige și în campionat, ceea ce se întâmplă sau se întâmpla destul de rar. Și vedem, dată s-a mai întâmplat. Da, și vedem în Europa câte dintre echipele care au jucat marți, miercuri și joi, echipe cu nume în Liga Campionilor sau în Europa League, în weekend, în partidele din campionat, au pierdut sau au remizat. Vine acum în minte Sevilla, în minte și alte echipe, însă Juventus acum are probleme și ea cu Verona. Da, într-un meci care e în direct pe Luxport. Nu știu dacă s-a terminat, era 1-0 pentru e Verona. 1-1, da. Deci e dificil pentru orice echipă după un meci la mijlocul săptămânii. Indiferent de campionat, da. Unde joacă. Dar ce fere mi se pare acum, foarte bine structurat așa lotul de Dan Petrescu, e ca o corporație, dacă vrei, CFR-ul, vezi, ești la nivelul de echipă de campionat, apoi treci la nivelul de Europa, cum e cazul lui Păun. Ioan Andone, în direct cu noi. Bună seara, Neando! Bună seara! Bună seara! Înfrângere astăzi pentru FC Voluntari cu CFR-ul, cum vi s-a părut meciul? Bine, prima repriză am avut-o bună și echilibrată a fost, prima repriză. Repriza a doua ne-au surprins pe părțile laterale, de unde așa a și venit și golul. Și ce să zic, că e victoria meritată a CFR-ului. Nu putem zice că puteam noi câștiga, dar cu puțină șansă nu ne-am creat ocazii de gol. Așa, meciul echilibrat, fără ocazii de gol din partea noastră, că CFR-ul a mai avut. Da, asta remarcam și noi. Da, fără ocazii de gol. Aici am puțin îngrijorat și noi că de ce nu duce mingea bine de tot și să ne creze ocazii de gol? Azi, mai avem de lucru și noi, suntem în schimbări mari. Formula față de anul trecut e modificată. Dar mă așteptam la mai mult, sincer, pentru că știam că CFR-ul o să schimbe foarte mult, nu știam că o să schimbe 8, dar puteam obține un rezultat de egalitate, în opinia mea. Da, până la urmă ați și făcut multe schimbări în lot așa târziu. De ce au venit atât de târziu jucătorii? Pentru că nu am găsit jucători. Credeți că e ușor? Noi anul trecut am avut 6 jucători împrumutați. Toți s-au întors la echipele lor și foarte târziu au putut să lămurim jucători să vină. Cu COVID-ul, cu epidemia asta care există, străinii nu prea mai vor să vină în România decât rar. Așteaptă să fie ultima variantă în România. Și din România foarte puține am transferat. Și greu de înlocuit 6 titulari, cum am avut noi anul trecut în retur și în play-out. Vedem, trebuie să ne mai întărim, trebuie să mai aducem ceva jucători sau și cei care sunt aici să conștientizeze că au o șansă mare. Au o șansă mare să joace la noi. V-a plăcut cineva astăzi? Ați remarcat pe cineva de la Voluntari sau de la CFR? Nu. Meciul așa nu foarte... Bine, a fost cu tempo, a avut ritm, a avut atitudine, încrâncenare, a avut agresivitate. Dar nu știu acum ce ați văzut dumneavoastră, că eu n-am apucat să văd reluarea, dar
Eu cred că am avut un penalt din minutul 83. Nu știu dacă dumneavoastră în studio acolo puteți să puneți... 83, o caut acum colegii și o discutăm. Da, da, eu în duel Ciubotariu cu Stoica meu și arbitru a dat fault în atac. Și că încolo eu l-am văzut ca în penalt. Adică penalt e că Ciubotariu îi dă peste picior la jucătorul meu care cade. Nu știu ce a văzut, eram departe și pe la reluare n-am apucat. Nu puteam emite pretențiile mai mult în momentul când nu ne-am creat ocazii corect, de gol. Corect. Adică e puțină, arătăm că avem puțină teamă, întoarcem foarte mult jocul înapoi, nu jucăm pe direcția de alergare, să jucăm perpendicular, deci aici avem o problemă. O să le remedieze Mihai Teja, un antrenor bun, noi avem încredere în el și a obținut anul trecut rezultate foarte bune. Și sperăm că și anul ăsta să le repetă. Domnule Andone, ați avut, sunt Cătălin Berindean, ați avut în Ion Gheorghe astăzi, care de obicei era cel mai bun jucător, astăzi a fost cam cap de linie pentru o mulțime de faze. De faze, da. Ce-i cu el? Ce se întâmplă cu el? A fost plecat la lotul de tineret. N-a jucat niciun minut acolo, poate și chestia asta nu i-a făcut bine. Și un jucător, dacă merge la echipa națională, au fost două meciuri, el a fost făcut numai deplasările, tu știi cum, sunt zile în care te relaxezi când tu știi că nu joci. El e un jucător constant la nostru și ai spus foarte bine, unul din primii jucători a noștri, mai ales că e foarte, foarte tânăr. Deja are 80 de meciuri în Liga 1, eu nu ți-o jucat. Păi știi cum, și când întâlnești CFR-ul, poate puține emoții, teamă, dar el niciodată nu greșea pasele astea care astăzi au dat câteva direct la CFR, la jucătorii CFR-ului. Domnul Andone, am găsit faza din minutul 83 și cam dau dreptate, a fost penalti. Da, așa pare. Vezi? Eu ce am văzut pe reluare... Fără mingea, jucătorul voluntarului joacă mingea și Ciobotariu îl împiedică. Vezi? N-ai ce comenta de arbitraj. Adică arbitrajul de mult n-am văzut un arbitraj așa de bun ca lui Lisandru, dar aici s-a încelat. Aici da, e nu dai dreptate de asta, să te uiți, e penalt, e clar, Ciubotariu îi dă picior. Mie mi s-a părut atunci, da? Știi cum, e la meci, am apucat să mă uit puțin, că aveam televizor unde eram acolo sus și zic, domnule, e penalt ăsta, da? Aveți, da, aveți dreptate. Dacă nu l-a dat arbitru, nu e penalt, nu? Aveți. Sunteți liniștiți, dacă pățea Dan Petrescu, dacă era invers, nu e așa, nu e așa chiar așa. Cum vi se pare CFR-ul, domnul Andone? Uitați, CFR cu echipa a doua, practic, reușește să învingă la voluntari acolo unde FCSB, de exemplu, n-a reușit să o facă. Și CFR cu echipa a doua pare că ar putea lupta chiar și cu asta la titlu. Da. Deci cu ce jucători au avut astăzi în teren, în primii 11, păi s-a văzut diferența între meciul de la Sofia și ăsta. Altceva a fost acolo. Au fost decât 3 jucători, Bărădean, Deac și Burcă. Și ești la, sunt jucători buni ce aveți. Și, sunt jucători care au fost și pe bancă, sunt jucători buni și jucători maturi. Asta e marele câștig a CFR-ului, care are dubluri pe posturi, chiar tripluri pe posturi. Și din cauza asta, când ai atâtea variante de a schimba, nu ți-e frică să joci împotriva lui nimeni, că nu e echipa a doua. Poate joi o să vedem din ăștia 3, sigur o să îi vedem în teren, care am vorbit de ei, că au jucat și la Sofia, o să mai vedem vreo 2 de aici, poate titulari. Da. Poate Manea, poate, nu știu, îmi dau și eu cu părere așa. Da. Ce important că ai jucători cu experiență, ai rezultate extraordinare în Europa și te ține acolo sus. Bine, că dacă îi mai întâlnim o dată, nu se știe dacă ne bate. Asta e clar. Dar echipa de astăzi... Sau la penalti, nu se știe. Echipa de astăzi a CFR-ului s-ar putea bate la titlu? Nu. Nu. Am de. Poate să intre în play-off. Gata. Da, vreau să vă mai întreb, domnule Andone, despre Kipciu. Cum vă explicați că nu reușește să se impună la CFR și în seara asta evoluție slabă? A fost un fel de Ion Gheorghe al dumneavoastră. Da. Eu cred că Alex, perioada de inactivitate și fără jocuri, că el e un profesionist, antrenează foarte bine. Eu de câte ori cu ce antrenorul l-au antrenat și când a fost la Steaua și aia, toți îl vorbeau la Brașov, la superlativ ca tip. Ne jucând în ultimii ani, știți că a jucat mai puțin,
aș vrea mai puțin după ce s-a transferat de la Steaua. Cred că trebuie o perioadă mult mai mare și trebuie să joace meciuri integrale, dar cum, ca antrenor tu trebuie să câștigi toate meciurile, nu are atât de multe șanse. Deci el e un jucător care trebuie să dai 5-6 meciuri consecutiv de 90 de minute. Și dacă joacă prost, ca să poți să-l câștigi. Altfel, așa, scoți... N-a fost o partidă bună, dar eu, mie, de exemplu, tipul lui de jucător și el, mie îmi place tare mult. Dar știți că au mai fost jucători care au venit cum... Știu că, domne, vin de la echipa națională, vin de la Anderlecht, am jucat acolo și nu reușesc să se împună. Acum, asta antrenorul decide. Dar l-a vrut, sunt convins că l-a vrut și are încredere el. Sigur îl va pune, poate nu îl pune acum o lună, două, dar îl va pune pe picioare. Se califică CFR în Europa? Eu zic că da. Acum e extrem de important, e următorul meci. Dacă îl câștigă, va fi mai simplu. Dacă fac egal, se complică lucrurile, dar eu cred că va câștiga. Odată că echipă bună e Young Boys. I-am văzut și meciul cu primul meci care l-au jucat cu Roma. Echipă bună, o să fie meci greu, dar CFR-ul organizată cum se organizează în cupe europene, știu să nu primească gol, au o lovitură liberă, un contraatac, nu dau spații la adversar, deci CFR-ul în cupele europene chiar în ultimii ani extraordinar de bine. Și văd acum, dacă iau 3 puncte joi, își simplifică, după aia le vine TSK și le va fi în retur mai simplu să câștige. Și băi, Roma, mai vezi ce faci și în deplasare și în Elveția, dar sunt importante astea să facă 6. Că dacă au fost 6 puncte, lucrurile sunt mai simple. Înțelegeți ce se întâmplă la Dinamo, domnul Andone? Nu. Și nici nu vreau să-mi dau cu părerea. Chiar sincer vă spun. Așa mă doare de situația care e acolo. Mă gândesc că vă doare. 4 înfrângeri la rând. Da. Bine, se întâmplă și 14 jucători. Ai adus 14 jucători și... Bine, ce au adus, nu au adus jucători. Ei au adus jucători buni, dar... Toată lumea spune asta, dar nu sunt rezultate. De ce? E ciudat. Asta întrebați pe cei care sunt acolo. Noi putem să facem niște observații. Că sigur. Au avut și programe extrem de greu, au pierdut demeritat cu Steaua. Cu Craiova puteau să scoată minimum punct, în opinie mea, și nu aveau voie niciodată să pierdă la Sepsi. Cu toate că Sepsi e una din echipele bune, dar n-aveau voie. Numai treaba lor ce e acolo, au și ei de muncă mult, nu sunt omogene, au probleme de organizare, sunt multe, multe de discutat. E o greșeală dacă... Astea, cred că, zvonurile astea, că n-au bani spanioli, și asta jucătorii înțeleg, sunt niște lucruri în astea. Care nu sunt în regulă. Eu cred că o să o remedieze, pentru că lot, chiar au lot de jucători, cum nu am avut Dinamo în ultimii 3-4 ani. Dar puteți crede că lot. Nu au bani spanioli? Nu citiți și dumneavoastră, eu am citit, nu, sincer citesc, că nu am vorbit cu nimeni de ce au venit acolo. Atunci? Gândim și noi. Nu știm, probabil. Da. E o greșeală dacă pleacă contra? În momentul dacă e dat afară contra, e o greșeală? Da, e o greșeală, nu, trebuie să continuă cu el, că el a cunoscut jucătorii și a dorit jucătorii ăștia să-i aducă. Și până la urmă o să remedieze. Să vedem, să sperăm, pentru că ne dorim cu toții ca Dinamo să fie o echipă bună, o să facă performanță. Așa e, așa e. Domnul Antone, mulțumim foarte mult. O seară plăcută să aveți. Cu plăcere, la revedere. Vă mulțumim. Da, iată, domnul Antone, un om care spune lucrurile pe nume. Și nu înțelege nici ce se întâmplă la Dinamo. Dacă mari dinamoviști nu înțeleg ce se întâmplă la Dinamo, chiar e o problemă. Dar aceleași probleme de care discutam și noi, vezi, le remarcă și el. Sigur. Lipsă de omogenitate, sigur, da. Trebuie timp, contra nu trebuie contra să plece. Contra să nu plece, cam sigur. Da. Exact aceleași linii. Să sperăm că aude cine trebuie să audă. Dacă pe Ioan Andone nu-l asculți. Scurtă pauză, ne întoarcem și luăm toate reacțiile de acolo, de la voluntarie. Sigur, vorbim și despre ce s-a mai întâmplat, despre ce au mai făcut românii prin Europa și vedem goluri spectaculoase, pentru că astăzi a fost încă o zi spectacol pe canalele Luca.